România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. După cum știți, aseară generalul Nicolae Ciucă și-a depus mandatul pentru că nu a găsit o majoritate pentru formarea noului guvern. S-a mai întâmplat ceva ieri, AUR a început să strângă semnături pentru suspendarea președintelui Iohannis cu o cotă de popularitate șubredă. În aceste zile, iar de dimineață, Sorin Grindeanu a devenit președintele interimar al Camerei Deputaților într-un non-combat al PNL-ului. După aceste lucruri, semnalele că PSD va reveni la guvernare s-au întețit. Atât Marcel Ciolacu cât și Lia Olguța Vasilescu spun că partidul lor va intra, domnule, la guvernare. Ei chiar doresc să aibă premierul. Dar există semnale că acest lucru, o coaliție, ar putea fi acceptată de PNL, nu însă și chestiunea cu premierul. Sigur, calculele și ipotezele sunt foarte multe. Imediat o să vă dau acces la liniile telefonice și o să vă adresez întrebările, dar știți că în situații din astea delicate îl sunăm pe corespondentul nostru parlamentar, Cristian Citre, care stă de vorbă cu politicieni în fiecare zi și poate să ne spună situația. Așadar, la debutul acestei emisiuni, Cristi Citre e prin telefon alături de noi. Salutare! Bine te-am găsit, Cătălin! Cristi, cât de mare este probabilitatea ca PSD să revină la guvernare? În acest moment este mai mare decât ca USR să revină la guvernare. Și asta pentru că există o parte importantă a liderilor liberali, în special a liderilor unii, cel puțin din zona Ardealului, care și-ar dori mai degrabă o cooptare la guvernare a socialdemocraților, mai degrabă decât a celor de la USR. Și de asemenea, președintele Klaus Iohannis, care prin toate semnalele pe care le-a transmis până acum, inclusiv declarații publice, a lăsat să se înțeleagă că PSD ar fi un partid responsabil, așa l-a numit domnia sa, în vreme ce cei de la USR sunt crizatori și politicieni care nu atât de important precum se cred. Cert este că astăzi, la ora 18, liberalii au o ședință cu liderii de filiale județene, se va lua pulsul județelor, se va lua pulsul țării și vor fi întrebați și se va da un vot spre ce alianță să se meargă și se va lua apoi decizia flexibilizării mandatului de negociere, o flexibilizare care trebuia făcută de săptămâna trecută, nu s-a întâmplat și au dat seama liberalii că varianta unui guvern minoritar nu este fezabilă, nu poate sta în picioare și atunci vor merge pe varianta negocierii, cooptării în guvern sau a PSD sau a USR. Există că în urma semnalelor pe care le vedem de la PSD, multă lume bănuiește și se și scrie în social media să existe oare o înțelegere subterană între aceste formațiuni pentru astfel de coaliție? Discuții au fost pentru formarea unei majorități. Au fost și săptămâna trecută, înainte ca generalul Ciucă să vină în Parlament cu un guvern minoritar, dar nu s-au finalizat, pentru că pretențiile socialdemocraților au fost considerate inacceptabile de cei de la, PNL, însă acum aceste pretenții ar putea fi chiar mai mari. Surse din PSD spun că vor negocia de pe poziție de forță socialdemocrații, vor cere posibil să ceară inclusiv poziția de premier, în virtutea faptului că PSD este cel mai mare partid din Parlament, cu cel mai mare număr de senatori și deputați, ar putea cere jumătate din posturile din portofoliile ministeriale și ministere grele totodată, nu ministere ușoare. Vor vrea unul dintre ministerele avizatoare, finanțele sau justiția, cel mai probabil finanțele, ministerul de interne, ministerul sănătății, secretariatul general al guvernului și așa mai departe. Deci negocierea cu PSD acum va fi mult mai dură decât ar fi fost, de exemplu, săptămâna trecută. O ultimă chestiune, Cristian Citre, corespondentul nostru parlamentar, e la telefon. Suspendarea, amenințarea cu suspendarea a președintelui contează în această ecuație?
În acest moment, suspendarea este foarte, foarte puțin, foarte, foarte puțin probabilă. În sensul că inițiatorii sunt cei de la AUR, dar ei nu au nici măcar voturile de a declanșa procedura în Parlament. Sigur că poate pentru președintele Klaus Iohannis spectrul suspendării, posibilitatea de a fi suspendat din funcție, este cât se poate de real, pentru că dacă această criză se va prelungi, domnia sa fiind perceput deja ca unul dintre factorii principali, atât ai declanșării crizei, cât și ai menținerii, iată, suntem de două luni de zile deja în criză politică, așadar perspectiva din acest punct de vedere, perspectiva suspendării este una cât se poate de reală. Cooptarea PSD în guvern ar fi o centură de siguranță, o asigurare și o certitudine aproape pentru șeful statului că această suspendare nu va mai avea loc, spre deosebire de cooptarea USR în guvern, unde majoritatea ar fi una mult mai fragilă, iar socialdemocrația rămâne în opoziție, iar ei împreună cu AUR ar putea duce la bun sfârșit acest demers al suspendării, care dacă se va întâmpla, demiterea sa din funcție prin referendum, potrivit tuturor sondajelor, este aproape certă. Cristian, ce tare mie că ne auzim și diseară într-o ediție specială Europa FM, vedem ce decide PNL-ul. Oameni buni, noi v-am explicat situația. Aici suntem în acest moment. Perspective mari ca PSD să intre la guvernare. Astea sunt datele pe masă. România în direct începe acum. Nu uitați, această emisiune este și pe Facebook. Dar înainte aveți nevoie de numărul de telefon și de întrebările pe care vi le adresez de fiecare dată. Așadar, 0372069599. Îl repet ca să îl audă și cine vrea să sune întâia dată. 0372069599. Vă întreb așa: ce credeți despre o posibilă revenire a PSD la guvernare? Este aceasta soluția ieșirii din criză? Adică ați fi de acord cu un astfel de lucru ca să terminăm bâlciul din momentul ăsta? Poate și o oboseală la nivelul societății, la nivelul politicienilor, a președintelui. Și de asemenea vă întreb în ce măsură pentru voi suspendarea asta a președintelui poate fi pusă în aplicare? E o amenințare reală? Așa o simțiți? Credeți că domnul Iohannis o ia în calcul? Dar voi ce calcule faceți? 0372069599. Știți că mă uit și la mesajele de pe Facebook-ul Europa FM. Cred că putem să începem cu Alexandru. Bine ai venit la România în direct. Mulțumesc pentru răbdare. Alexandru? Nu știu dacă îl mai avem, nu știu dacă ne mai aude. Vali, salutare. Bine ai venit la România în direct. Da. Nu ne aude nici Vali. E interesant. Bună, vă aud. Păi și de ce nu vorbești? Așteptam, mi s-a spus că mai este cineva înaintea mea, de asta am... Salutare, Vali. Acum ești în direct. Bună, dau foarte greu de dumneavoastră și aș fi vrut, mă rog, dacă mi este permis, repet, să am o discuție cu dumneavoastră și cu telespectatorii pe alt subiect. Dacă deranjez nicio problemă, mă retrag. Păi, nu vrei să vorbim despre subiectul cu pricina la data la care îl vom discuta aici? Nu e mai firesc așa? Da, am dat foarte greu de dumneavoastră. Da, uite, dacă este un subiect jurnalistic complicat, rugămintea mea la voi și la fiecare dintre voi este următoarea. Vă rog, scrieți-mi că știți că majoritatea cazurilor vă răspund, există și adrese de e-mail la care vă răspund și... încercăm să păstrăm emisiunea în cadrul de dezbatere deja stabilit. Mulțumesc, Vali. Scriem pe Facebook sau pe e-mail, e la fel de ușor. Totuși, hai, poate reușim să pornim dezbaterea asta. Cristian, salutare, bine ai venit la România în direct. Alo, vă salut, domnul Triblan. Salutare, te ascult. Sper că ne avem bine și nu se întâmplă ce s-a întâmplat cu ceilalți doi ascultători așa, care n-au reușit. Așa sper și eu, fim marți aia cu trei ceasurile, Dumnezeu știe. Da, hai că suntem precum coaliția. Da, suntem precum coaliția și precum toată țara asta. De la Cluj vă sun. Ce să zic altceva decât că în toți anii ăștia, de când ascult emisiunea dumneavoastră și cu dumneavoastră și cu colegii din spatele dumneavoastră, am aproape 50 de ani, niciodată nu știu dacă am simțit o mai mare deznădejde și o mai mare scârbă
decât simt în această marți. Foarte tulbure, așa, atmosferic vorbind și cu un cer foarte greu la Cluj. Nu știu cum e la dumneavoastră la București, dar n-ar trebui să fie mai bine, dimpotrivă. Domnul Striblea, ce să mai tot discutăm? Știți cum este? Nu știu dacă ați văzut filmul ăla din 2009, Amintiri din epoca de aur. E un film genial. Și acolo există o fază când niște șefi se îngrămădesc pe un fel de Ringelspiel din ăla, știți? Și care începe să se învârtă demențial și nebunesc și în afară oricărui control și aruncă pe aia afară din... din scaunele alea ale lor în nebunia aia a învârtelii. Și legenda și zice că în comunism au rămas acolo noapte întreagă, da, agățați? Că... E, așa. Vedeți, cam cu asta încerc eu să compar situația noastră de astăzi, adică cu o descreierare completă din care nimeni nu mai știe să iasă și din care cei mai mulți nici nu mai sunt interesați măcar a ieși. Ce imagine. Cât poate noi, ăștia, care mai vorbim la radio, mai ne plătim facturile cu banii rămași la capătul lunii și ne mai punem problema ce dracu mai face dacă ne mai prinde anul viitor în țara asta sau nu. Pentru că eu vreau să vă spun un lucru. La un moment dat, să știți că nebunia se va termina. Într-un fel sau altul, și cea pandemică, și asta politică, într-un fel sau altul, treburile se vor stabiliza cândva, cumva. Dar eu vă asigur că va urma, ca după mineriadă, un exod enorm de oameni spre vest. Pentru că mulți se vor fi hotărât eu, acum, să știți. Uite, eu vă înțeleg dezamăgirea, dar ce ar fi ca astăzi să fiu eu avocatul diavolului? Adică, uite, hai gândiți-vă așa, sunt cele mai mari două partide din România, ăștia știu cum funcționează administrația din România, au până la urmă toate tarele și avantajele care vin din 30 de ani de schimba puterea, că până la urmă aia e, nu? Pe aici, e amândouă, să trag de pe la FSN, că, mă rog, PNL-ul poate să zică el că e istoric, dar e jumate e PDL. Deci, ăștia știu care-i treaba cu România. Ce-ar fi, domnule, atât de rău? Intră aici, guvern puternic, stau 6 luni, un an, până când se ceartă? De ce sunteți dezamăgiți? Păi, dumneavoastră, veniți ca avocat al diavolului, da, să-mi spuneți mie acum la telefon și la radio că ăștia le au cu administrația, se pricep, au fost acolo și atunci eu vă pot răspunde în aceeași logică, da, dar să știți că și naziștii le aveau cu administrația lagărelor. Da. Nu mergem cu comparația atât de departe, da. Va merge. De ce? Va merge până la un punct, pentru că nu-i suficient să fii expert în hoții, în șpăgi, în mânării de toate felurile, ca să fii și bun în administrație. Și iertați-mă, dar cum adică să aduci PSD-ul la putere acum, după 2 luni de nebunie descătușată și completă, când spiritul alegerilor, tocmai ăla a și fost... să scoți PSD-ul afară, cel puțin o tură, și să implici țara într-o serie de reforme absolut necesare. Ce reforme credeți că se vor face cu PSD-ul la putere pentru numele lui Dumnezeu? Dar fiți atenți aici. Cristian, vă citesc ceva? Ia, stați să vă citesc din aprilie 2020. Da. Este incredibil unde s-a ajuns cu acest PSD. Recunoașteți, da? Este incredibil ce înțelegeri se fac în Parlamentul României, în timp ce noi, eu, guvernul, celelalte autorități ne luptăm cu pandemia de coronavirus, ne luptăm pentru viețile românilor, PSD, marele PSD, se luptă în birourile secrete din Parlament ca să dea Ardealul ungurilor. Aprilie 2020. Da, și dați-mi voie să ghicesc cine a excretat din infinita inteligență această zicere. Da, dar știți cine a zis? Da, știm cine a zis. Domnul Iohannis a zis și după aia a zis, da, eu nu mai vreau ca această majoritate toxică pesedistă să hotărască împotriva României și împotriva românilor. Dar acum vă întreb altceva. Credeți că președintele în această situație este speriat de suspendare? Că o suspendă? Și am să vă răspund așa, ca să nu mai țin linia foarte mult, să intervină și alți colegi. Unul la mână, trecând peste enormitatea groaznică a zicerii acestui om, bătându-și joc de... Eu vă vorbesc ca un român ardelean, dar să spui eu, n-o pot chiva, n-o pese de... cum să vă spun, mai muțărind limba maghiară la momentul acela. Puneți-vă în situația unui minoritar
dumneavoastră, domnul Striblea, se presupune că v-ați fi născut maghiar în Transilvania, da? Sau chiar la București. Cum v-ați fi simțit? Domnule, eu știu cum se simt oamenii ăștia, că eu sunt născut la Vaslui și toată țara are o părere despre Vaslui și mulți se simt întrituiți să-mi o comunice. Deci știu exact cum se simt oamenii ăștia, deci, sau cel puțin presupun să nu mă dau atât de deștept. Da. Exact. Dar trecând dincolo de chestia asta, că nu asta era tema discuției, m-ați întrebat despre altceva. Da, eu cred că, cu toate că acum este destul de puțin probabil o astfel de variantă, pentru că auriștii ăștia extremiști sunt puțini, nici nu pot iniția, etc., etc., etc. Dar, dacă eu aș fi Iohannis, m-aș gândi așa. Dar dacă la un moment dat le va trece prin cap ăstora de la PSD, eu nu pot chima noc, să facă ei chestia asta și să inițieze ei. Nu e foarte departe de adevăr. Cristian! Pentru că pot să o facă. Pentru că pot să o facă. Ăsta e adevărul. Mulțumesc tare mult. Da, sunt șanse sporite. PSD poate să facă asta. Mai grav de atât e că acum, confruntat cu un vot popular, domnul Iohannis s-ar putea să nu mai aibă majorități. Cred că, de fapt, aia e sperietura. Mihai, salutare, ești la România în direct. Mulțumesc pentru răbdare. Salutare. Eu am o altă părere. Te rog. Și anume că, deși nu sunt PSD-ist, deși am de zile, 20 de ani la emisiunea asta pe care o aveți noastră acum și pe care o mediau alții, am tot luptat împotriva PSD-ului, am ajuns la concluzia că ei sunt cei mai receptivi la feedback. Adică atunci când societatea critică, fac ceva, iau măsuri. Uitați-vă la ce s-a întâmplat cu critica societății la adresa PNL-ului, la adresa USR-ului. Mi-e teamă că au rămas pe pozițiile lor și nu au făcut absolut nimic să-și îmbunătățească mesajele, comportamentele, politicile. Sunt de acord cu partea a doua, sunt de acord cu partea a doua observației. Despre prima parte, nu știu, amândoi, domnul Dragnea și conducerea de atunci nu mi-au părut foarte receptivi. Adică, în schimb, domnul Grindeanu, da, dacă țineți minte, domnul Grindeanu s-a jucat un pic de ordonanța. Grindeanu, Ponta, ăștia de-au fost înainte, se pare că au fost mai deschiși la feedback și au făcut schimbări. Pe de altă parte, uitându-mă la istoria economică, văd că în momentul în care România a trecut de criza din 2008-2010, a trecut mai degrabă cu niște programe economice ale lui Ponta, în condițiile în care PNL-ul era în offside și nu avea absolut nimic rănat. Țineți minte ce a zis Ponta la data respectivă? A refăcut codul fiscal 2012-2013, dacă nu mă înșel. Și a zis, un cod fiscal mai liberal decât l-am făcut nu poate să existe. Nu există. Nu există. Și a avut dreptate. A avut dreptate. Iar ăștia nu au făcut absolut nimic. Acum, eu ca fost liberal, și vă spun că în tinerețea mea am fost membru al acelui partid, pot să spun că sunt total dezamăgit, pentru că PNL-ul are o problemă de resurse umane. Oamenii pe care îi pune în frunte sunt mai degrabă niște mici logofeți. Uitați-vă la domnul Flutur din Suceava, care rezistă de atât de mult timp. Nu există experiență managerială în spate decât pe alocuri, câțiva primari, poate pe la Ploiești sau pe la Oradea. Nu îi promovează pe oamenii eficienți, cu calități și competențe dovedite, ci proliferează tot un fel de nepotism, cum era PSD-ul prin anii 2000. Iar asta este foarte îngrijorător. N-au politică de resurse umane. Și în plus, se pare că nici o apetență pentru proiecte, pentru strategii, pentru pași de dezvoltare. De asta zic că PNL și PSD sunt cam același lucru, cu excepția viziunilor economice și a unor chestiuni care sunt profund conservatoare legate de religie și drepturi și libertăți civile, dar mă rog, și acolo a început să asemene treaba. Eu vă mai dau un exemplu din construcția de autostrăzi. Au făcut ăștia, Mitra și mai știu ce, alți oameni de-ai lui, autostrada spre Drajna, cu 2 sau 3 milioane de euro pe metru pătrat. A venit Băsescu, a urcat la 28. După care un ministru PD-list a impus standarde de cost pentru ca șpăgile să nu mai existe. Am revenit în situația în care autostrada de la Ploiești către Buzău
este în proces de licitare, în condițiile în care prețul este undeva de 58 de milioane pe kilometru, în condiții de șeh, de șes și poate ceva mici daluri. Da. Este înfiorător. Da, da, eu iar discut... asta sub USR, nu sub PSD. Dom'le, sub USR. Eu, marea mea dorință ar fi la un moment dat să-i prind și pe ăștia de la USR bine la guvernare, ca să le văd capacitatea. Sigur că USR a stat în drulă. Îți mulțumesc tare mult. Hai că cred că Robert era, nu? Da. Sau? Mihai era. Îți mulțumesc tare mult, Mihai. Sigur că USR a stat în drulă și drulă, rupând ușile la metrou, a arătat așa spectaculos ce au făcut ei. Dar nu uitați că tot la USR a fost și Ministerul Sănătății o bună bucată de vreme și au mai fost niște lucruri acolo. Deci și USR are nevoie de o evaluare pe bune, dar se pare că nu o să prindă decât încă 3 ani de... 3 ani de opoziție. Dar cineva ne scrie pe Facebook așa, că ăsta e un plan al lui Iohannis cu venirea PSD-ului la guvernare, revenirea PSD-ului la guvernare. Asta m-ar mira foarte tare, de-aia îl întreb pe Robert. Salutare, Robert! Bună ziua! Arată plan sau arată situație disperată? În primul rând o să încep prin a spune că dacă lui domnul Iohannis nu este frică de demitere, ar trebui să-i fie frică de demitere, pentru că el a produs întregul haos care este acum în țară. El a garantat întregul haos prin giramentul lui. A fost făcut alianța asta și el ar trebui să fie ăla care ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru haosul din țară. Asta da. Odată. A, e posibil asta. A doua oară, alianța dintre PNL și USR, mă rog, UDMR oricum era veșnic acolo și așa o să rămână probabil, a cam arătat ce poate. Și cred că ar trebui totuși ca PSD-ul să intre la guvernare. Cel puțin așa arată și ultimele studii, dacă v-ați uitat dumneavoastră, cam cu toate casele de sondaj, că PSD-ul, chiar domnul Ciolacu și, mă rog, Aurul, ăsta nu putem să luăm în considerare, dar cam acolo e gradul de încredere a societății în momentul de față și, de ce nu, așteptarea societății. Așa putem spune, nu? Având în vedere cum se poziționează sondajul. Sigur că da. Aici îți dau dreptate. Dacă ar fi să fie alegere acum, PSD ar câștiga cu ușurință. Mulți români se îndreaptă spre ei ca alternativă. Da, sătui de păi ce au văzut probabil în anul nu ăsta. Ca alternativă. Nu e vorba de alternativă, e vorba de comparație, domnul Siblea. E vorba de comparație. Uh-huh. Că omul vine și compară. Bă, cum a fost când era Dragnea la toxic la putere? Era așa. Cum e acum când e domnul Iohannis conduce practic țara? Mă rog, a condus. Acum nu prea mai conduce. A condus. Oamenii ar zice, domnule, că se trăia mai bine pe vremea aia. Da, se trăia mai bine. E adevărat, dar... Nu vreau să reiterez faptul că Dragnea era un om bun. Nu asta vreau să subliniez. Da, dar pe de altă parte, PSD era a prins... Era un om strategic, asta era problema. Poate era mai bun politician, dar nu uitați cine a pus Dragnea la masa oamenilor onorabili din România, nu uitați de toate mecanismele de furt, sigur, de lupta lui de a scăpa de pușcărie. Acum, sigur. Acum cu toate, poate risc să vă supăr, nu știu, dar dumneavoastră aveți impresia că marea majoritate a omului care își primește săracul pensia, care un milion și ceva de oameni care lucrează pe salariul minim, crezi că știu toate aceste dedesubturi? Dumneavoastră așa aveți impresia? Omul știe pur și simplu că factura i s-a mărit, da. Știe că plătește la curent nu știu cât, știe că salariul n-a crescut, dar cu toate astea prețurile au explodat. Eu vă dau un exemplu simplu. Eu acum câteva luni puneam de 100 de lei benzină și puneam 24 de litri. Am văzut acum și eu că fac și eu plinul. Acum și am aceeași 100 de lei. Am aceeași 100 de lei. Știți unde e marea problemă aici? Că dacă astăzi vine Marcel Ciolacu cu o întreagă echipă de la PSD, lucrurile astea nu le rezolvă, pentru că cele mai multe nu sunt din vina lui Câțu, ci din vina unor probleme care ne vin și din afară, dar și din lipsa de reformă a unor sisteme din România. Să știți că e o minciună când vă spune cineva că poate să facă mult, mult mai bine. Nu prea poate, domne, să facă mult mai bine. E posibil să aveți dreptate, dar problema e în felul următor. Dacă tu ai o problemă undeva, menții problema în funcție sau începi să o schimbi ca măcar peste un an să fie mai bine? Adică
ținem problema acolo, că vine altul și probabil nu se vede de mâine bine. A promis și domnul Nicușor Dan că de-a doua zi va fi apă caldă și Doamne ferește. N-a zis asta. N-a zis, dimpotrivă. Hai să fim onești față de Nicușor Dan, care a zis, repetat, că și iarna asta vor fi probleme. Deci de când a intrat în funcție, Nicușor Dan spune același lucru. Domnule, vor fi probleme și în iernile următoare și de-abia de prin anul 2-3 o să fie ceva mai bine. Aici omul chiar are placa lui, să nu-i punem în gură. Ca să ne uităm și la propunerile care sunt de o parte și de alta în guvern. Dumneavoastră vi se pare că doamna Raluca Turcan poate fi o persoană de încredere? Acum ne uităm așa sincer și gândim, adică ne uităm doar. Ce ziceți dumneavoastră? Doamna Mihăilă poate fi pusă în raport cu domnul Rafila? Sau cu domnul Cercel? Ce părere aveți despre treaba asta? Păi nu știu, toți trei sunt medici, adică toți ce vreți să le judec? Da. Nu știu, doar prin spiciu public. Nu punem acum în balanță fapte, dar prin spiciu public, așa, poți fi pus unul lângă altul? Da, dar doamna vine de la o clinică de... Da, știm problema, nu are rost să spunem în direct, dar... Ba da, spune că e povestea aia, că doamna își dădea salariul minim pe economie, asta exact, vreți să spuneți, exact, da. Exact, credeți că are aceeași verticalitate cu domnul Rafila? Așa, ca idee, numai un om am dat, la exemplu. Se poate spune așa? Da, nu știu dacă să judec așa lucrurile. Trebuie judecat și așa. Trebuie judecat și așa. Știți că lucrurile mărunte, în general, domnule, caracterul oamenilor. Produsul fenit. Exact. Da. Asta e. Foarte interesant bine, că spuneți asta. Mulțumesc tare mult. Îl aștept pe domnul Rafila la Ministerul Sănătății. Că e foarte interesant. Da, sau îl aștept pe domnul Cercel, care s-a hotărât să vină. De exemplu, domnul Cercel nu vede certificatul verde așa cum îl vede o parte din clasa politică. Și sunt curios cu ce soluții vor veni pe masă. Domnul Rafila a zis, de exemplu, și mă pregăteam să facem aici dezbatere, dar viața ne-o ia înainte. Domnul Rafila a propus o carantină totală. Ei, ce să vezi? Că asta propuneau și oameni din USR de o bună bucată de vreme și domnul Cățu nu-i asculta. În fine. Dumitru, salut, ești la România în direct. Bine ai venit. Bună ziua. Eu vroiam să aduc aminte ce a făcut poporul ăsta cu vreo 7 ani când l-a ales pe Iohannis. Ce a făcut? A făcut un efort mare de tot, cu tot, cu diasporă, cu plecat la vot. Da. Deci, e extraordinar s-a mobilizat atunci poporul pentru ca să dea jos PSD. Să schimbăm odată România asta în ceva mai bine. Și domnul Iohannis a adus cea mai mare dezamăgire poporului ăsta. Deci de la efortul acela care a fost cu cozi, cu ploaie, cu fric, cu nu știu ce, deci am ajuns să-l urâm pe Iohannis. Deci nu cred că oamenii aceia care au stat în ploaie și în frig pentru schimbarea, marea schimbare, și el, încrederea care i-a dat-o poporul, și-a bătut joc de ea. De asta pot să fiu de acord. Cu ura nu pot să fiu de acord. Ura nu e un sentiment sănătos. Ura, ajungi la o chestie de asta, că dacă s-ar face mâine un referendum să-l dăm jos, cred că ar lua 7 milioane, 8 milioane de voturi ca să-l dăm aici jos. Vreau să te întreb, e foarte interesant. Crezi că domnul Iohannis a deschis porțile unor negocieri cu PSD din cauza acestui vot la care exact te referi? Exact! Păi nu există loc de îndoială aici. Nu există, pentru că el a adus PNL-ul în pragul destrămării, pentru că a forțat pe Cățu să facă ce a făcut, pentru că nu putea Cățu să facă, să-l dea jos pe Orban niciodată, dacă nu era ajutat de Iohannis. Deci e clară că e mâna lui. Nu știu ce a vrut. A vrut probabil să ajungă să se dea Cățul la o parte, cum a făcut Putin cu Medvedev, că da, nu știu, stai tu 4 ani și vine o înapoi. A existat și ipoteza asta, în realitate nimeni nu știe care a fost planul, de ce păi domnul nu, Cățul... De ce? E jocul lui Iohannis aici. Deci nu, Cățul nu putea să-l dea jos pe Orban niciodată. Asta e adevărat, dar mă știți că sunt un om optimist. Eu tot timpul m-am gândit așa și eu la mine se pleacă cu plusul înainte, nu cu minusul. Uite că a venit și cățelul mălatră. Și eu mă gândeam așa, zic, domnule, îl pune pe Cățu ăsta că e mai tânăr, e mai reformator, chiar era croit, că știți că domnul Cățu era pe reforme pe astea.
și îl pune pe el, pentru că domnul Orban e din vechea clasă politică și e acolo mermelit cu băieții ăștia și nu vrea să facă reforme de adevărat. Și am zis, uite, îl pune pe Câțu. Asta a fost gândirea mea. Dar... Așa a văzut multă lume prima dată. Da. Dar apoi au făcut numai greșeli, numai greșeli. Adică au cumpărat primarii, au cumpărat tot, au schimbat voturile. Adică a intervenit în joc. Aici e diferența care s-a văzut că a fost Iohannis mâna lui. Încă o dată, ce vă deranjează că de aici am plecat? Dom'le, e posibil să revină PSD-ul, adică Dumitru. E posibil să revină, nu? Nu, ok să vină. Eu am vrut, când s-a votat acum 7 ani, schimbarea, s-au vrut reforme în țara asta. S-au vrut să scăpăm de nepotisme, de șpăgi, de... Asta așa dori poporul. O schimbare, pentru că ne-am săturat de așa ceva. E? Și nu s-a întâmplat nimic. Ne-am întors de unde am pornit. Aia pare. Și am impresia că... Îți mulțumesc tare mult. Și am impresia că nu tot poporul își dorește genul acesta de lucruri. E bine să-ți arăți nemulțumirea, adică e ușor să-ți arăți nemulțumirea, dar când începe tăiatul în carne vie, atunci și popor și administrație sar încolo și încoace. E greu când vine unul și dărâmă chioșcurile ilegale de la metrou pe care probabil se făceau tot felul de combinații. E greu când reformă înseamnă că trebuie să mai dăm niște oameni afară. E foarte greu când spunem că reformă înseamnă reașezarea pensiilor. Și e greu când reformă înseamnă că la naiba trebuie să muncim cu toții mai din greu, că nu vine nimeni cu o paletă magică. Și atunci poate că și o parte din popor a zis, ia terminați-mă cu reformele astea. Mircea, salutare! Tu ce crezi despre situația politică asta în care PSD-ul e la masă pentru intrarea la guvernare? Salut, Cătălin, și salut și ascultătorii Europa FM. Ce să cred, mi se adevărez, din păcate, cele mai negre previziuni și chiar mai mult decât atât. Unul din predecesorii tăi care gestiona această emisiune a făcut o emisiune cu o săptămână înainte de alegerile celui de-al doilea mandat prezidențial pe care l-a câștigat domnul Iohannis, cu o temă de genul, dacă mi-amintesc bine, care crezi că va fi cel mai mare rău care se poate întâmpla România dacă câștigă Iohannis alegerile. Și am avut onoarea ca și acum să intru în emisiune și să-mi exprim temerea că l-a depus în competențe domnul Iohannis PSD-ul, care la vremea respectivă era doborât, amintiți-vă cum era PSD-ul după europarlamentare, care fusese înainte de 2019. Alegerile. Exact. Da. Mm-hmm. PSD-ul era la pământ. Era teamă că la depus în competențe domnul Iohannis PSD-ul se va reface. Nu mi-a imaginat nici o clipă că domnul Iohannis va avea talentul în ghilimele de a reuși să distrugă definitiv și remediabil dreapta din România. Nici prin cap nu mi-a trecut acest lucru. Iată că suntem mai mulți aici. Aici suntem un club. Adică ce s-a întâmplat în ultimele 2 luni, eu cred că va fi predat la facultățile de științe politice, la comunicare, marketing politic, din astea. Este, da, domnul Iohannis s-a pus în situația, în momentul de față, domnul Iohannis s-a pus în situația de a nu mai putea refuza legal un prim-ministru PSD. Pentru că îl obligă Constituția să desemneze un prim-ministru care poate forma o majoritate, iar dacă PSD se duce cu un prim, domnule, uite, eu dacă numesc prim-ministru de la PSD, am majoritate formată din și din. Nu mai are ce să facă. Dacă va desemna pe altcineva, are toate premisele să fie suspendat, creează toate premisele de a fi suspendat, pentru că va încălca Constituția. Deci legal nu mai are ce să facă. Ne-am întors de unde am plecat din anii 90. Și apropo de întrebarea pe care a spus-o puțin mai devreme, în calitate de avocat al diavolului, care, până la urmă, care este cel mai mare... Na, vine PSD-ul la putere. Majoritatea, știm foarte bine, majoritatea politicienilor sunt corupți. Nu mă feresc să spun toți, dar impresia asta o lasă. Majoritatea politicienilor sunt corupți. Există însă toate partidele sunt mafii politice. Există însă un partid care e mai rău decât altul. E un partid care ne și bate când îi prindem. Să ne amintim că PSD-ul aduce minerii, organizează contrademonstrații. Ei sunt un pic mai rău decât toți ceilalți. Există un top, într-adevăr. În percepțiile noastre există un top al neîncrederii, al durerii, al furiei, da. Iar există. PSD-ul nu s-a schimbat. PSD-ul este același. Și-au schimbat puțin. PSD-ul a învățat din lecția Dragnea. Dacă se vor întoarce acum la putere, se vor întoarce definitiv și remediabil, pentru că vor reuși să deschidă, să termine dreapta din România. Viitorul Parlament, care va fi ales în alegeri anticipate, că nu vor rata momentul, vă asigur, viitorul Parlament va avea majoritate PSD AUR și dacă mai intră UDMR în Parlament, nu uitați că UDMR a intrat în Parlament că a fost ales prin Oltenia. Bănuiesc blatul cu actuale forțe de dreapta, care nu vor mai exista.
S-ar putea ca nici UDMR, care s-au dovedit foarte patrioți în ultima perioadă, s-ar putea ca nici UDMR să nu mai intre în Parlament, nu mai vorbesc de PNL și USR, care vor tremura alături de UDMR dacă mai sunt câteva scaune. Ce trebuie să-i spunem noi, domnului Iohannis, oamenii obișnuiți din această țară? Ce să facă în următoarele ore? Ceea ce nu are cum să facă. Yeah. Domnul Iohannis ar trebui să... În primul rând, domnul Iohannis ar trebui să lase deoparte naibii orgoliile, să dea de pământ cu toți din PNL pe care tot dumneavoastră, practic să dea de pământ cu echipa lui câștigătoare și să resolicite refacerea alianței cu forțele de dreapta, cu USR-ul, pentru că sunt singurele forțe care, deși n-au înțeles ce înseamnă o reformă, sunt singurele care totuși ar putea să încerce să reformeze statul român. Aceasta este și ideea și din punctul meu de vedere. Dar nu o să o facă. Și repet, s-a pus deja în situația ca legal să nu mai poată refuza un prim-ministru de la PSD, decât dacă se va forma un... Dar nu se va întâmpla acest lucru. Și știți de ce? Și vă pun o singură întrebare, o întrebare retorică și cu asta am încheiat. Cât de competent, în ghilimele, poți să fii să calci într-o capcană pe care adversarul ți-o prezintă public, ți-o și descrie și ți-o și arată unde este? PSD-ul a declarat public, domnule, ne puteți condamna că noi facem tot posibilul ca PNL și USR să nu se împace? De câte ori încercau să reinițieze niște, de exemplu, USR-ul sau PNL-ul, de câte ori încercau să reinițieze o negociere, POC venea PSD-ul și spunea, vom intra la guvernare, vom dădeau de înțeles că ar sprijini PNL-ul ca să creeze neîncredere la USR și invers. Îți mulțumesc tare mult. Ioan Olteanu, un politician care a fost detestat așa la vremea lui și iubit și detestat, și sunt toți politicieni, spunea că, domnule, în fiecare zi politicianul trebuie să înghită o broască eventual țestoasă, zic eu. E asta țestoasă e pentru domnul Iohannis. Haideți, domnul Iohannis, nu e chiar atât de greu. Nu puteți să vă prăbușiți din orgoliu pentru că nu-l iertați pe Cioloș că l-a dat jos pe Câțu. E o broască, fiecare politician o înghite, dar să înghiți o broască cu PSD-ul, asta cu Cioloș e o țestoasă mică, cu PSD-ul pare o țestoasă de aia, de Galapagos, totuși. Așa ar arăta pentru multă lume. Nu? Unde suntem? La linia 10 sau? Da? E Dan, salutare, bine ai venit. Salut, Cătălin. Acum o să încep și eu tot așa, la fel cum a terminat și anteinterlocutorul tău de adinaori. O două întrebări retorice. Prima întrebare retorică ar fi, de ce credeți că e o surpriză faptul că va veni PSD-ul la guvernare? Asta e prima întrebare. Și a doua întrebare, poate cea mai importantă, e faptul de ce credeți că domnul Iohannis nu e un președinte jucător? Asta e foarte interesantă. Chiar spune-mi tu, adică cum joacă domnul Iohannis? Dacă îmi spui că are un plan în momentul acesta, rămân uimit. Dacă e să ne uităm pe plan internațional la ce s-a întâmplat în ultima perioadă, și aici vorbim în special de Germania, așa. În urmă cu două luni, cine a câștigat alegerile în Germania, așa. Nu facem nicio conotație politică și așa mai departe, dar ar trebui să ne uităm puțin și spre vest ce se întâmplă acolo. Deci stânga germană... Polonia și Ungaria. Așa, cu stânga care se ridică în alegerile din Germania, da? Păi și cum? Și adică domnul Iohannis a vrut să racordeze stângile din Europa? Asta e ideea? Păi, până la urmă, acolo ne îndreptăm. Și asta se vede cu ochiul lui. Și de aici nu trebuie să tragem decât o singură concluzie. Totul credem că a venit din afară. Adică, de ce să nu spunem pe cea dreaptă? Domnul președinte, un președinte jucător mai abil decât l-am crede mulți dintre noi. Da. Adătindu-se PD-ul, ceea ce nimeni și nimeni nu s-a gândit, faptul că va câștiga alegerile în Germania. Da. De ce să nu vedem același lucru și la noi? Nu sunt afiliat politic, nu țin deloc cu PSD-ul, dar puțin trebuie să deschidem ochii și să vedem ce se întâmplă și în afară. Foarte interesant ce spui tu. O iau așa, cu un semn de îndoială acum. Sigur că ne vom uita în timp. N-am văzut semnale, trebuie să recunosc că le-am ratat, dacă ele au existat, venite dinspre Germania pentru socialiștii din România. Știu că socialiștii din România nu sunt cei mai bine priviți oameni din spectrul european politic. Asta știu de-a lungul anilor, așa a fost.
zona în care i-a dus Liviu Dragnea nu a fost cea mai... Da, într-adevăr, nu putem spune că PSD-ul a fost cel mai iubit partid în afară. Dar atâta timp cât sforile tind spre... Vorbim tot de țările din afară, adică țările din vest, când stânga prinde contur și prinde putere, ar trebui să fie un semnal de alarmă și pentru noi. Mulțumesc tare mult! Deocamdată aici suntem. Cred că ne auzim diseară după 8, într-o ediție specială, vedem ce hotărâre ia PNL-ul. Aș vrea să vorbesc cu voi și despre alte chestiuni existente în România, dar fără deblocarea acestui lucru, o să batem multă vreme pasul pe loc. România e o țară care instituțional se bazează pe ce spune șeful. Înțelegeți? Toate problemele se raportează în sus. Să decide domnule ăla, după care aia toți se duc la Iohannis să vadă ce gândire are șeful. De asta criza asta e chiar mai profundă decât ne-am gândit în aceste momente. Vedem ce hotărăsc și tot împreună discutăm aici la România în direct. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.